Insider Politic. Bună ziua, sunt Sebastian Zachman și vă invit la o ediție specială Insider Politic din plenul Parlamentului European de la Strasburg. Invitatul meu de astăzi este fostul premier și actualul europarlamentar PSD, Mihai Tudose. Domnule Tudose, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Aici, la studiourile noastre din Parlamentul European. Mai întâi să discutăm despre facturile mari din energie, pentru că e o temă importantă, o temă socială, o temă pe care, care e foarte de interes pentru români. Cine e de vină pentru aceste facturi mari? Comisia Europeană sau Guvernul României? Ambii. Ambii. Și Comisia a gestionat ultimele două crize majore. Mă refer la pandemie și la criza energiei. Absolut dezastros. Nu mi-asum ceea ce spun. De ce? Ce înseamnă dezastruos? Dezastruos înseamnă că măsurile nu au fost cele bune. Cele care erau bune la un moment dat au venit tardiv. Adică mai pe românește, un medic care îți dă tratamentul, îți dă pastila după ce tu deja te suși la operație. Când era de pastilă, nu ți-a dat-o. Când trebuie să te operezi, îți dă pastila. Și după aceea te trimite la operație când, de fapt, deja ai murit. Cu elemente de tardivitate foarte mari. E un scandal, a început ieri, de exemplu, e un preț de transfer, o fel de bursă la gaze făcută la Amsterdam, bazat pe ce se tranzacționează acolo pentru piața olandeză. Olanda e o piață mică, e o țară mică. Și acum și-au dat seama că, de fapt, acolo au fost și jocuri de bursă, că s-au umflat foarte mult. Bun, sunt și sume imense de bani și poate unii, nu știu, au fost mai sensibili. Mă opresc aici cu acuzații. Cu acuzații, așa, iau niște gânduri. Da? Dar asta e partea europeană. Partea de tranziție verde care s-a suprapus peste aceste două crize. Închiderea minelor și în Europa. Ajungem la aceasta când vorbim de țara noastră. Rețeta dezastrului, poate fiecare în parte nu ne puneau jos. Niciuna nu era letală. Dacă în toate trei au venit peste noi și gestionate prost, cu măsuri luate total la îndala, fără niciun fel de anticipații, bă, ce o să întâmple în viitor? Efectele sunt cele de astăzi. Liberalii spun așa, Comisia Europeană a liberalizat piața. Noi n-am făcut nimic, doar am respectat decizia Comisiei Europene. Da, a spus că trebuie piața regularizată. Da? Dar sunt țări care, pe această liberalizare, Polonia, de exemplu, da? Nu a închis partea de minerit și de producerea curentului electric pe bază de cărbune, și-a negociat 2030-2040 pe o logică foarte simplă. Noi am o centrală pe cărbune care face, nu știu, 1000 de megawați. Am înțeles că nu trebuie să mai ia cărbune. Facem una pe altceva, cu alte șosete roz, care sunt, exemplu, șosete verzi, ca să fie ecologică. Noi, când o am pasta gata și începe să produc 1000 de megawați, o închid pasta la altă și o dărâm. Ideea de a dărâma tot și după aia să văd eu ce fac, unde o fac, de unde iau șosetele respective și așa mai departe, nu, e o nebunie. Mai nonsens, logică care tinde spre zero. Doi, fiecare țară din Europa are un specific. A avut și are un specific. Economiile țărilor respective au fost bazate pe resursele proprii. România a avut cărbune, gaze, petrol și a dezvoltat o economie și o parte energetică de susținere energetică bazată pe resursele proprii. Belgia, că vorbim de Belgia, de Parlamentul European, de Comisie și așa mai departe, nu a avut cărbune. Evident că s-a dezvoltat pe altă parte. Și atunci când mie vine un belgian și îmi spune, domnule, hai să renunțăm la cărbune. Păi tu la ce să renunți, frățioare, că tu n-ai. Adică la tine e simplu. Foarte simplu. E ca și cum vin niște oameni care trăiesc în Africa, în Sahara, spune, domnule, renunțăm la blănoi, nu mai putem blănoi. Păi, bă, tu oricum poți două pene și cu alea ți-e cald. Da? La băieții aia mai nord, așa, pe acolo, pe la Eschimoi, și fără blană e nasol, că n-apucă seara. Bun. Guvernul României, de la Orban, începând. Continuăm cu... Domnul Câțu. Câțu, că cu domnul e mai greu. Au închis minele, au închis mintia, un dezastru. Au liberalizat piața. Și acum noi tot încercăm, PSD-ul încearcă, și când eram în opoziție, am intrat la guvernare, să convingem guvernul, prin integralitatea lui, fiindcă totuși primul ministru decide, până la urmă, direcția, că este cazul să ieșim în acest eșec de piață, că nu e o piață liberă, este un eșec de piață. România consumă la fel cum consuma înainte. Producem la fel cum produceam înainte. Dar plătește mai mult. Dar plătim de 10 ori mai mult. Adică prețurile s-au dus aiurea. Asta nu e economie de piață, este speculă.
E o oportunitate nu speculată la modul comercial. Până la urmă, asta e piața, nu? Aveți când piața nu se mai reglează și o ia razna complet, dar asta e rolul statului. Statul trebuie să intervină. Fiindcă am mai auzit și ați auzit și dumneavoastră, colegi, din partea dreaptă a ieșchiului politic, nu, domnule, statul trebuie să intervină. Atunci hai să nu mai fie nici justiție, nici poliție, că alea tot elemente aici de intervenție. Mai e un argument. Elemente de intervenție. Cei de dreapta spun, când s-a liberalizat piața, prețurile au scăzut în primă fază. În ziua aia, în după amiază, nu? Bun, am înțeles. Hai să zicem că aveți dreptate. S-a liberalizat piața, a fost nemaipomenit. A venit criza. Nu e când vezi că nu merge. Când am spus noi acum un an de zile, și la dumneavoastră am spus, acum un an jumate, nu o să funcționeze. Fiindcă trebuia să te uiți un pic în direcția care trebuie și vedeai că vine. Că vine peste tine. Nu o să meargă, nu o să meargă. O să avem probleme mari. O să închidem economie, o să închidem industrie. Dom'le, când vezi că vine chestia asta, ieși din zona aceea, faci piață reglementată, un an, doi, trei, până se așează apele, până când facem centrala aia nouă, care are de nu știu ce ecologic, e în regulă. Dar până atunci să închizi tot, e sinucidere. Dacă ați fi premier astăzi, ce măsuri ați lua? Asta ar fi primul lucru. Piață reglementată, punct. De la cap la coadă. Asta înseamnă comunism. Nu înseamnă comunism. Doamna Ursula este comunistă? Comisia este în majoritate de dreapta. Sunt comuniști? Vedeți că de vreo săptămână au început să vorbească ei de piață reglementată, de preț fix. Când vorbeam, noi eram comuniști. Nu-i comunismul statului. Asta este ceea ce trebuie să facă statul pentru a-și proteja economia și cetățenii. În Constituție scrie foarte clar că statul este obligat să asigure un trai decent, da? Și cât poate funcționa această intervenție a statului? Un an, doi. Deci nu vreți pe termen lung, vreți doar pentru o perioadă de criză. Până se reglează piața, da? Până se reglează piața. N-a spus nimeni că, domnule, o facem și așa moare, da? În regulă. Comunismul a fost și, vă aduc aminte de niște țări care și-au salvat niște cetățeni când a început pandemia. Țineți minte că făcusem și noi, statul român, comenzi de, nu știu, mânuși, halate, celebrele măscuțe, teste. Și comanda noastră era pe un vapor sau desuit într-un avion și a venit statul gază și a ieșit astea. Păi, măscuțe, dă-le încoace. Păi la comanda România le-a plătit. Bă, s-a făcut la noi în țară, rămân la noi în țară. Când nu mai avea noi nevoie, sau avem de dat, bă, dăm și la alții. Erau comuniști? Franța e comunistă? Franța a spus răspicat că vorbește naționalizarea producătorilor și a lanțelor de distribuție pe energie electrică. Sunt comuniști? Domnule Tudose, va fi o iarnă... Nu, se spune și Napoleon, era de stânga, nu? Va fi o iarnă complicată pentru români? O, da. Da, să vedem acum ce vrea și Dumnezeu, că dacă avem două luni cu minus 30 de grade, va fi complicat. Și statul e pregătit să intervină în acest moment? El și că da. Da, faceți parte totuși din această coaliție de guvernare. Fac parte în această coaliție de guvernare, dar nu sunt ministrul energiei. Nici nu-mi doresc, ca să ne înțelegem. Acolo e sediu materiei. L-ați reevaluat pe ministrul energiei? Nu l-am evaluat, absolut deloc. Ba da. Nu. A spus-o și domnul președinte Ciolacu foarte clar. Un vot împotriva la moțiunea respectivă, ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim. Să-l salvați pe ministrul Nu am votat să salvăm pe ministrul Virgil Popescu. În continuare, eu cred că cel mai bine era să plece mai de mult. Nici azi nu-i târziu. Deci susțineți că Virgil Popescu absolut trebuie să plece din guvern. Este vinovat de mare majoritatea lucrurilor care se întâmplă. De ce este vinovat? Liberalizarea. Da. El. Închiderea minelor. El. Închiderea lui Mintia. El. El spune ANRE de vină. Nu, uitați-vă, doamne, lăsați-mă cu găsim vinovatul din pădure. Citiți care sunt prerogativele ANRE-ului. Că am găsit pe cineva pe care îți dăm să dea ei vina, nu noi. ANRE-ul nu face. Ce să facă ANRE-ul? ANRE-ul nu are capacitate de inițiativă legislativă? Nu are. ANRE-ul supraveghează să se întâmple ceea ce spune statul român. Supraveghează pe bani mulți, domnule Tudose. Am înțeles, asta e altceva. 12.000 de euro pe lună. Dacă era pe 1.000 să schimba... Pe un leu să schimba ceva... Nu, ideea e dacă avem o instituție să funcționeze. Domnul Zagman, politica energetică o face Ministerul Energiei cu binecuvântarea primului ministru. Punct. Nu Ministerul Culturii, nu Ministrul Agriculturii, nu Ministrul Învățământului, nu Președintele Camerei Deputaților, Ministrul Energiei, că de asta e Ministerul Energiei. ANRE-ul nu are nici Transelectrica, nici cine mai vezi dumneavoastră, nu are capacitate de inițiativă. Să facă el o lege, să facă el o reglementare și așa mai departe. ANRE-ul și-a făcut treaba perfect. Țineți minte de panorama aia, tâmpenia aia, când au greșit facturile, le-au greșit în ghilimele și azi toți, nu, domnule, cei care se simt păgubiți să trimită sesizarea la ANRE. Adică ANRE-ul trebuia să gestioneze în mintea cuiva
vă 4-5 milioane de reclamații și să le ia cu pixul. Păi nu asta fac. Aia e treaba protecției consumatorului, este treaba Consiliului Concurenței, dacă sunt ieșiri de-astea după linie. Dar e vinovatul servici, că toată lumea, domnule, aia câștigă mulți, niște nenorociți trebuie omorți. Nu ar fi perfect, nu sunt gerași. Dar ne întoarcem. De ce l-ați salvat pe Virgil Popescu? Nu l-am salvat pe Virgil Popescu, l-am salvat coaliția. Fiindcă un vot împotriva unui ministru de acolo însemna că deja nu mai suntem împreună la guvernare. Se rupea coaliția de guvernare. Se rupea coaliția de guvernare. Se ajungea la anticipat. Până și se ajungea la anticipat, e tot ce ne trebuie acum alege. Bun, la un moment dat, fel că o să facem în țara asta și chestia asta. Anticipate? Anticipate. E prevăzut în Constituție, nu? Când să le facem? Într-o zi, nu știu, când o fi cazul. Anul viitor sau peste 10 ani? Nu știu, când s-o întâlni condițiile, când nu se mai poate. Bun, dar sugerați aici că PSD ar putea ieși de la guvernare și s-ar ajunge la anticipat. Dumneavoastră îmi sugerați. A spus că dacă votam, da, să rupea coaliția. O coaliție a 8 înseamnă anticipat. Cum funcționează coaliția din punctul dumneavoastră de vedere? Spune, cu câteva excepții, că nu ne înțelegem pe câteva chestii, în rest bine. Totuși, țara e în picioare. Încă. Există această dispută de la distanță între PSD și PNL. Vedem un război prin presă. Stați un pic, că nu... Rareș Bogdan declară ceva, vine PSD... Nu ne-am căsătorit din dragoste, nu ne-am luat din dragoste. Ne-am luat din interesul de a nu lăsa țara în acea criză băgată în alegeri, anticipate, haos și așa mai departe. Dar nu poate spune nimeni că gata, ne-am uniformizat doctrinele, toți vrem la fel. Dar, nu vedeți, noi vrem lumea să o ducă mai bine. Să nu putem avea neapărat o țară foarte fericită cu niște oameni foarte triști. Care să înceapă să n-aibă bani de medicamente, de plătit facturile, de mâncare și așa mai departe. Vrem să crească pensiile, vrem să crească salariile și se poate. Se poate. Haideți să vorbim despre liberală, pensii. Doctrina liberală. Deci, nu, domnule, să se descurce, piața se reglează, vor crește ele singure. Nu o să crească nicio pensie singură. Și o să-mi spuneți, ia, domnule, sunt niște comuniști. Am înțeles. Știți care este discuția chiar săptămâna asta? În Parlamentul European și la nivel de comisie? Despre salariul minim european. Domnule, și ăștia sunt comuniști. Nu, iertați-mă, lucrurile au luat o razna la noi cu arătatul ăsta cu degetul. După ce au văzut că s-au dus într-o zonă, poate ne-ai noștri liberali, gen, păi voi nu vreți să trăim mai bine? Deci nu, domne, să le mărim, dar și mai mult, să nu știu ce, hai să fim serioși. Exact, PSD spune mărim pensiile cu 10% sau de atât avem bani. PNL vine și spune 16%, PMP măriți cu 20%. Omul de acasă ce se înțeleagă? Așa pot să-ți dau și eu 25%. PMP-ul... Nu vreau să spun despre mulți numai de bine, dar nu joacă în filmul ăsta, sunt în opoziție, poate spun 200%, nu e o problemă. Ministrul de Finanțe, PSD, și cu Ministrul Muncii, PSD, au făcut o analiză. Și pe datele de astăzi, 10% duce bugetul de stat. Deci sunt bani pentru a majora pensiile cu 10%. Așa au spus cei doi colegi noștri și eu cred ceea ce au spus. Bun. Legea ne obliga să mărim cu 5,7% inflația de anul trecut. Am zis, bă, măcar 10%. În condițiile în care inflația a ajuns la 15%. Și aici e o altă chestie statistică. Inflația este la 15%, dar global. Poate, nu știu, s-a scumpit și iahtul. Bine, lumea nu-și cumpără iaht. Sau ăla care își cumpără iaht, are o mică problemă cu... N-ai nicio problemă cu creșterea prețurilor. Vorbim de creșterea prețurilor pe coșul zilnic, inflația pe coșul zilnic. Cartofiul lei. Na, acolo nu e de 15%. E un pic mai puțin. Adică 10% e un bun început. Măcar plecăm de acolo. Domnii de la partenerii noștri de la Partidul Național Liberal vor mai mult, este în regulă. E decizia primului ministru, poate găsim soluții să facem 20%, nu avem nicio problemă. Noi dorim chestia asta. Dar până un alta noi am identificat 10%, ei nu vor deloc. Că știți că după ce și-au ieșit colegii, nu mai știu cine, domnul Rareș Bogdan, cu 16%, dar a venit premierul și i-a pus o pătură în cap stacă. Ei spun că vor, numai cu condiția să fie bani în buget. Am înțeles. Bani în buget poți să ieși din altă parte, dar asta nu înseamnă că trebuie să tăiem complet investițiile, să nu mai facem PNRR-ul, să oprim tot în țară. Trebuie să găsim un echilibru. Apropo de guvernare, numele dumneavoastră este vehiculat pe la mai multe ministere. De la apărare, energie, economie, vă întoarceți în Guvernul României ca ministru? Nu mă vedeți că sunt cu dumneavoastră aici. Da, mâine puteți să demisionați și luni să fiți la guvern. Poate marți, poate miercuri. Vă doriți să fiți ministru? Nu, dacă îmi doream, eram în primul guvern. Din ianuarie, din februarie, când a fost făcut guvernul. Deci închideți discuția că ați putea deveni ministru în această toamnă? La o posibilă remaniere guvernamentală? În politică nu spun niciodată. Nu spun că nu-mi doresc. Nici la rotativa guvernamentală nu vă doriți? În ce zi pică asta? Într-o joi? În mai 2023. În mai 2023. Am spus că nu-mi doresc, nu țin neapărat într-un guvern. Dacă la un moment dat, eu știu, într-o construcție politică, într-o discuție cu colegii, e
must, ca să zic așa, trebuie să, să fac chestia aia, ok, în regulă. Și ce-ți alege, apărare sau energie? Alese, dar ce suntem la magazinul cu jucării, la venit Crăciunul. O să vorbim, să vedem. Dar s-a pus problema în PSD? Nu, cel mai mult îmi place că în fiecare zi, aproape câte un post, canal media, mă dă la câte un minister. Când mă și uit dimineață, văd în ce mă îmbrac. Dacă sunt la apărare, să-mi pun vreo un costum de ăsta mai de camuflaj, dacă sunt la intern, să mă îmbrac în albastru, să mă duc ieri la gară, dacă sunt la transport. Măcar dumneavoastră aveți bunul simț și mă întrebați, frate, vrei? Nu. Ok. Nu mă, s-a nu pus mă problema în PSD remanierii domnului Dâncu de la apărare? Asta veți acum să vă spun eu ce se discută la PSD? Da. Păi dacă erau niște informații publice, le aflați și mă mai întrebați. Dar nu, nu s-a pus problema. Deci nu se pune problema unei remaniere? Nu s-a pus problema. Nu s-a pus. Dar se va pune? Nu știu dacă se va pune. Știți dumneavoastră ce o să fie poi mâine. Păi, e valabil pentru toți. Eu mă uit la declarațiile publice și văd și premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, spun nu excludem o remaniere guvernamentală. Ea poate fi. Dar cu toate acestea nu se întâmplă. Deci da, ori faci remaniere, ori nu faci. Că noi vrem să remaniem Tudose, este ministru, și, sau Zacman, și vorbim acum să remaniem. Nu o să vă dați seama cam ce efect are asupra ministerului respectiv când spun, domnule, eu să remaniez pe Zacman. Nu mai face nimeni nimic asta. S-a închis ministerul ăla, poți să-l închizi, țin lumina, te duci acasă. Deci nu, nu mai cereți informații pe care nu vi le dă nimeni. Că domnule Tudose, toți suntem în Parlamentul European, se discută despre celebra deja și mult așteptată aderare României la spațiul Schengen. Ce se întâmplă cu acest dosar? Am văzut, Germania pare să dea undă verde aderării la Schengen, însă cu toate acestea mai așteptăm anumite negocieri din partea unor state care se opun. Eu cred că am fost mult prea blânzi noi și prea buni. Cu cine? Cu toată lumea. Cu absolut toată lumea. Fiindcă ne-am îndeplinit criteriile de 7 ani de zile, ne-am îndeplinit, asta e viața. Au recunoscut toți, toată lumea a spus, inclusiv declarația nemților. Acum a fost ceva de genul acesta. Este o decizie politică, tot ne-am înțeles. Bun, și cum trecem peste această decizie politică? Păi dacă tot stăm așa, fălăbuțele din spate, ca să nu zic altfel, așteptând să mai ne mângâi cineva pe frunte, nu o să primim nimic niciodată. Fiindcă e un război economic, sunt alte interese, e în regulă. Dar uitați, acum au nevoie de noi. Că grânele, că Ucraina, că transport, că Franța, cu... Deci e marele moment al României să negocieze aderarea la Schengen. Nu e de negociat, că nu sunt cei de negociat. Dacă e o decizie politică, decizie politică... E da sau nu, nu negociem nimic, ai da sau nu. Bă, ne vezi sau nu, dacă nu ne vezi, măcar spuneți-mi și am închis subiectul. Asta nu e o rezolvare pentru România. Ba nu, e o rezolvare, că uitați-mă, tot stau așa și mă pregătesc pentru. Și aștept că se întoarce olandezul iar sau mai să gândește nu știu cine, nu știu ce. M-am înțeles. Eu asta așa aș pune problema acum. Nu ne veți, am înțeles, frate, că nu ne veți. Dacă nici acum toate criteriile sunt deplinite, n-aveți decât să luați decizia, da? Ok, în regulă. Nu mai avem noi, mă. Lideri europeni. Nu mai avem noi și hai să vedem cum faceți cu mărfurile pe aici. Deci ați juca dur, nu, ca premier. Nu, ați juca-o în mod normal. Fiindcă nu este normal, nu să-mi spuneți că nu-i sportiv. Dar ce fac ei cu noi, ok? Nu, haideți în regulă. Câte palme se iau până când trebuie să reacționez? Tot să aștept așa, să în fiecare lună mai și cineva ceva din noi. Nu, întrebarea e, această atitudine pe care o descrieți dumneavoastră ar duce la soluționarea problemei? Ar duce la tranșare. Măcar, bă, am înțeles, nu ne veți. Am închis ofertă. Am închis-o și gata, nu mai avem nici noi. Cât erați premier, ați discutat cu liderii europeni? Da, am discutat, am discutat cu Juncker. Din păcate, știți cum a fost, n-am apucat să o duc la bun sfârșit. Și ce vă spuneau atunci? Atunci cu Matoi, că n-am fost singur acolo, Juncker a spus, da, în maxim un an, până la președinție, va trebui să terminăm cu MCV-ul și cu Schengen-ul. Adică cu, până în 2019 atunci? Atunci, la da, respectivă. Până în 2019. După, și s-a întâmplat. A preluat Dragnea toată puterea. Legi, justiție, nenorocire, s-a închis. Apropo de Dragnea, mai urmăriți ce face politic? Nu, mă interesează. Vă întreb din punct de vedere electoral, pentru că partidul său ar putea rupe din votul de PSD. Care partidul său? Că n-am înțeles, că înțeleg că nu mai e până niciun partid. A dat Codrin Ștefănescu afară din propriul partid. Hai, bun, ne pierdem timpul comentând. Da. Ne întoarcem la Schengen. Când credeți că e orizontul de timp în care România poate totuși să scape de acel MCV, pentru că asta e problema, și să intre în Schengen? Noi nu avem nicio problemă, nici cu MCV-ul, nici cu Schengen-ul. Noi nu avem nicio problemă, noi ne-am îndeplinit criteriile. Pe care niște oameni s-au angajat că dacă le îndeplinim, fac chestia asta. Dom'le, ar trebui să nu mai repet, noi să fim băieții aia buni care totdeauna zic să rămână și aia tot ne dau cu ceva în cap. Cum vedeți trebuie această... Trebuie să găsim și noi o pârghie, știți că așa se numesc în asta, leverage, o pârghie, să vedem și noi să jucăm ceva. Noi toți suntem de acord cu tot ce vor ei și ei nu prea sunt de acord cu nimic din ce vrem noi.
tocmai această rută a cerealelor care trece prin România, din Ucraina, înspre țările vestice. Umanitare, exact, de alimente. N-ar putea fi pârghii. Ba da, ba da, zic, bă, vezi, avem probleme la graniță, dacă nu intrăm, că vezi, oamenii, granița noastră șvaiță. Păi am înțeles. Hai să vedem câte boabe de grâu sunt la 40 de toni. Că... care vin din Ucraina. Poftim, nu știu de unde vin, dar, bă, îmi fac meseria, da? Că spui că n-ai încredere în mine ca în granița șvaiță. Hai că să vezi tu, că nu mai treci nimic. Overreaction, Richard Zizel. Nu e normal ce spun eu acum să întâmple chestia asta, dar, bă, la un moment dat, mai e ceva. Vreau să treacă repede. Păi eu acum, la momentul ăsta, am două rânduri de vameși. Am vameșul din est, pe unde vine camionul, și mai am vameșul din vest, pe unde pleacă camionul. Păi dacă mi-aș muta toți vameșii din vest pe frontiera de est, ar merge mai repede dincolo și n-am mai sta nici la graniță la est, nu? Dacă am fi în Schengen. Ia să vedem noi dacă numărăm foarte bine camioanele dincoace și foarte bine camioanele dincolo. Dacă sunteți foarte fericiți. Cum vedeți ideea de solidaritate europeană? Și aici vorbesc uitați, la fel. Uitați-o. Cum să uităm? Uitați-o. Uitați solidaritatea europeană. V-am spus, în momente de criză scapă cine poate. Deci asta e decizia. Dar exemplu. Asta e real politic. Asta ce e real politic și vreți să vă mint frumos. În etapa a doua apare partea solidaritate. V-am spus exemplu cu măscuțele, cu vaccinurile. Bă, întâi eu cu țara mea, că niciuna n-a zis, bă, eu am nevoie de 10 pastile pentru 10 bolnavi. Am 10 pastile și mi opresc eu 5 și îți dau și ei 5. Zacman, că ai nevoie. Nu, frate, întâi mi-am dat la e-mail și după aia mai vedem. Dacă mai am două, îți dau și una. Nu funcționează nici pe problema energiei, de exemplu plafonarea gazului. Plafonarea prețului la gaz care vine din Rusia. Am văzut că nu există acolo. Am declarat acum 4 zile că sunt convins că nu o să funcționeze. Și nu funcționează. Și nu funcționează. De ce nu funcționează? Pentru că liderii europeni nu vor să-și pună oamenii propriul popor în cap? Pentru că asta ne semna să le spună că trebuie să trăiască mai greu. Ce am vorbit mai devreme. Eu am înțeles că sunt directivele mari, umbrela mare, care dusă la absurd câteodată. Băi, ok, în regulă, să fim verzi, să nu poluăm, să... Da? Să toți odată, să cumpărăm toți morcovii la același preț, să fie egalitate. E în regulă, e ok. Numai că azi când stăm de vorbă, m-am spus, Europa a fost construită altfel, păi noi aveam resursele noastre, alții erau dependenți aproape total de gazele rusești. Germania, alții, spre exemplu. Germania, Polonia, Ungaria, exact. Da? Bulgaria. Da? Aceste atunci, state au interesul să plafoneze prețurile la gaz? Aceste state, nu, stați un pic, plafonarea aducea după sine, fiindcă așa a spus Rusia, bă, dacă le plafonați, vă mai dăm deloc. Adică a scăpat, de grijă prețului, că nu mai vă dau marfa. Și atunci băieții aia ce trebuia să ducă acasă, spune, domnule, am fost foarte șmecheri, am plafonat gazul, dar nu mai avem de mâine, vine iarna. Pe de altă parte, acești bani cu care cumpărăm gaz, cu care Europa cumpără gaz, alimentează totuși mașinăria de război a Rusiei. Mai sunt 9%, 9% este ponderea gazului rusesc în Europa astăzi, din 40. S-au mai schimbat lucrurile, s-au mai... Da, în regulă. Acum, iartă-mă, ăla care și-a construit toată economia când lua gaz, vă spun tot așa, cu risc de a supăra pe cineva, când el lua gaz de 6 ori mai ieftin decât îl luau alții. Germania sau Ungaria, de cine ziceți? Când ei luau, unii, luau gaz de 5-6 ori mai ieftin decât România. Mai ieftin decât toată lumea. Ceea ce le potența competitivitatea economică. Produselor erau mai ieftine și aduceau mai mult profit. Bă, atunci noi eram solidari? Bă, până nu prea eram, nu? De ei s-au bazat doar pe sursa aia. Și acum au o problemă. Noi care n-am beneficiat de beneficiile, scuzați în jocul de cuvinte, de atunci, acum mai stăm un pic mai în picioare. Au ei o problemă, trebuie să fim solidari. Am înțeles, o să fim solidari. România a exportat, alaltă e vreo 2000 de megawați. În regulă. Dăm. Dăm la export. Dar nu o să fiu niciodată de acord să tăiem 15-20% din becurile sau din consumul României ca să salvăm pe altcineva. Deci nu sunteți de acord ca românii să facă economie? Nu, ba da, nu, stați un pic. Economia, partea de economie energetică, de eficiență energetică este binevenită. Din toate punctele de vedere. Au fost blocurile făcute pe vremea aia înainte de 90, ați văzut ce înseamnă învelopare și așa mai. La asta se referă, până la urmă. Nu fac economie dacă sting un bec. Sau dacă dau centrala la 19 grade, în condiții în care eu pierd foarte multă energie în pereți, în geamuri și așa mai departe. La clădirile publice, la locuințele personale. Sunt proiecte și programe europene, sunt bani europeni, facem anvelopare, eficiență energetică, ca să vorbim limbaj bruxelez. Da? Asta e în regulă. Și atunci, cu eficiență energetică, câștigi 15, 20, 30% în anumite cazuri, reduci consumul. Ceea ce
ușurează și povara financiară pe consumator, că plătește mai puțin, devine mai eficient, centralele termice și așa mai departe. Lucrurile au evoluat, au alt randament. Aceea e eficientizare energetică dusă până la capăt. Dar ideea asta de a economisi, de a sta pe întuneric, de a sta în frig, nu sunt de acord. M-au întrebat unele rude, știind că vin și fac acest interviu cu dumneavoastră, întreabă-l pe domnul Tudose dacă ne întoarcem la epoca din comunism în care stăteam la coadă, stăteam cu lumina stinsă și fără apă. Eu nu am prins acea perioadă, dar nu, totuși trauma comunismului încă există în societatea românească. Eu am prins-o. Băi, 2 ore pe zi curent, apa caldă venea în... Bine, București nici obișnuiți acum, că au fost obișnuiți, domnule. Erau și înainte, pe vremea doamnei. S-au obișnuit. Așa. Apa caldă era, nu știu, 2 pe săptămână, câte o oră, ceva genul ăsta, și atunci era caldă doar prin, câteodată doar pentru că venea pe robinetul de apă caldă, nu avea și grade necesare. Cu statul la coadă, cu cartela de pâine, cu uitați-o, nu. Tocmai v-am spus mai devreme. Nu se poate așa ceva. Ne-am împușcat noi, poporul român, 2 oameni în ziua de Crăciun, fiindcă au ținut poporul în frig și foame. Să luăm de la capăt? Și nu se poate așa. Dar ceva. E posibil să ajungem în această situație, nu, fără să ne dorim? Nu. Pe ce vă bazați? Nu, pe resursele României. Deci România pe are resurse României. Să depășească România cu bine iarna. Poate să o ducă pe picioarele ei fără probleme. Fără probleme. Această iarnă. Această iarnă. Dacă niște oameni, cu ghilimele sau fără, nu închideau capacități de producție, domne, jucăm acum într-o piață în condițiile în care energia din România, producția de energie din România este controlată, deținută sau controlată majoritar de stat în proporție de 85%. 80-85%. O să mă întrebați ce variază în funcție de dacă bate vântul, crește producția la eoliene, alea sunt în general private și atunci variază procentul. Da, hidro e de stat, Oltenia e de stat și așa mai departe. Cernavodă e de stat. Deci noi aveam curent. Gaze avem. La pe gaze suntem pe break-even. Cât producem, atâta consumăm. Avem cine trebuie. Dumneavoastră faceți economie personal? În sensul de a pune bani deoparte sau... Nu. Mai stingeți un bec în casă? Nu lăsați apa să curgă? Nu fac economie. Nu fac risipă. Nu fac risipă. Nu mă întrebați dacă fac economie la apă când spăl vasele. Fac nemaipomenit, fiindcă nu le spăl eu. Decât la Bruxelles, unde da. Nu mai fac economie la România, fac economie la apă. Nu fac economie la apă de la Bruxelles. Ideea de a face partea asta de risipă, lux, sau cum spun românii, pe lux și bogăție. Știi? Mi-am pus 200 de becuri în curte, cu reflectoare pe casă, da, și îmi pun și ghirlande. Și las toată noaptea lumina aprinsă. Și las toată noaptea luminile așa, ca să vadă lumea că e șmecher. Da. Bă, dacă e șmecher, plătește-o. Și atunci ați dat cu o chestie. Asta, bă, până la 255, până la 300 de megawați, bă, subvenționat. Vrei să spui Zagman, Tudosi, luminiți în curte, să rendă-i acolorați și stroboscopii pe acoperiș? Te rog frumos. Du-te în viață, plătește-o. Rareș Bogdan le-a transmis liderilor din PNL la o școală de vară să nu facă duș doar o dată pe săptămână, așa cum recomandă Bruxelul, să nu oprească apa când se spală pe dinți și să nu mănânce făină de greieri. Dumneavoastră ce le-ați recomandat tinerilor PSD? Să fie normali. Atâta tot. Adică vă întâlniți cu Rareș Bogdan aici? La... Nu, uitați-mă acum faptul că suntem din partii diferite, câteodată avem, nu vrea nimeni în România, la Crăciun nu mai tăiem porcul, tăiem lăcusta, haide, stați un aibil. Nu. Bun, acum și asta e exagerare, că gândac un meniu. Ați încercat? Nu, am încercat, recunosc că nu, nici măcar când am fost în China, nu... Dar făină de greier? Astea sunt de fapt niște făine proteice. Și ele au fost validate ca aliment în sensul că nu sunt toxice. De aici a plecat. Și probabil că în final cineva va încerca să le introducă în diverse produse alimentare ca componentă de asta de făină proteică. Va trebui să scrie foarte mare. Și dacă, eu cred că în România dacă pui un salam de ăsta care are și un greier mic pe etichetă, adică conține făină proteică dintr-un greier mic și verde, nu cred că mai ia nimeni, dacă mă întrebați pe mine. Doar dacă... Deci, mi-a venit să fac o experiență cu el, da. Mizați în continuare pe produse tradiționale. Absolut corect. Domnule Tudose, am ajuns la finalul primei părți. Vreau mai multe? Da, a doua parte vreau să discutăm despre politică, despre candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Cine va fi acesta? Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Revenim. Ne-am întors, așadar, domnule Tudose, vă întrebam cine va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale, pentru că deja au apărut mai multe nume. Pe de o parte, l-avem pe Marcel Ciolacu, care, prin tradiție, liderul PSD, e favorit pentru a fi candidat la prezidențiale, dar mai sunt și alte nume. Mircea Joană, Gabriela Firea. Da, eu mă bucur foarte mult că dezbaterea e foarte intensă, pe media în special,
Preocupările noastre deocamdată sunt altele. Tot ce am vorbit în prima parte a emisiunii, credeți-mă, e primordial. În al doilea rând, până la alegerile prezidențiale mai sunt 2 ani. În politică nu prea înseamnă mare lucru 2 ani. În politica din România, de până anii 90 până în 2000, într-adevăr, 2 ani. Acum, dacă vedeți viteza cu care se schimbă lucrurile, gândiți-vă numai la câte guverne au avut în ultimii ani. Câți lideri politici s-au succedat în ultimii ani. Până 2 ani e o istorie lungă. 2 ani e o istorie lungă, tare. Dar Marcel Ciolacu da, e favorit. Da, Marcel Ciolacu a spus-o foarte clar. 1. Și toți am fost de acord cu lucrul acesta. 1. Nu mai este obligatoriu ca președintele partidului să fie automat candidatul la președinție. 2. Candidatul poate să fie și din linia 2-a, 3-a sau non-PSD. Dar bine, afiliat, apropiat este altceva. Nu? Un adversar al PSD-ului susținem noi. 3. Modalitatea de semnare să fie o chestie foarte democratică, un proces foarte democratic, în care toți membrii de partid să regăsească în acel candidat, să-l voteze, să-l aleagă, fiindcă atașamentul acesta sau știu eu, suportul pe care îl oferă se manifeste și apoi, și în campanie, și că degeaba stabilim noi doi, domnule, cel mai bun e Gigi. Dacă membrii de partid, bă, au găsit ăștia pe Gigi, dar mie nu-mi place. Dacă de altă parte membrii PSD au ales-o-și pe Viorica Dăncilă să candideze la președinție. Membrii PSD atunci cu Viorica Dăncilă a fost o altă discuție, știți foarte bine contextul. Era premier și nu aveau de ales, era asta premier spune. Și, na, încă funcționa chestia, bă, președintele partidului trebuie să, el, racheta, să duce. Ați văzut că ce am făcut cu ultimele 3 rachete, da? Ca să zic așa. Hai să vedem, poate ne iese și altfel. Dar nu-l vedeți totuși pe Marcel Ciolacu favorit? Ba da, n-am spus că nu e bun sau nu. Am spus că nu mai e obligatoriu, că poate fi și altcineva, că va fi ales de către toți membrii, desemnat de membrii, ne strângem noi 20 acolo într-o cameră și bă, gata, Zacman, hai dintre noi de aici, care ne... Mircea Gioana are șanse să fie candidatul PSD? O luăm de la capăt. Și nu asta aveți șanse. Nu, eu n-am șanse că nu-mi doresc să mă înscriu, dar Mircea Gioana pare... Dacă ați avea șanse, dacă ați v-ați doi, și nu asta aveți o șansă, nu? Intrați într-o competiție. Mircea Gioana ar fi acceptat de partid după înfrângerea din 2009 și după toată evoluția sa politică? În prima condiție pe care trebuie să o îndeplinească un candidat e să vrea el. Că, dragoste, cu Sila, du-te, mă, dar eu nu vreau, du-te, dar nu vreau, nu merge. După ce se strâng, se autonominalizează cei care își doresc, începem acel proces de selecție, de dezbatere în cadrul organizațiilor, public, să vedem cum... Că degeaba ne place nouă de el dacă nu-l votează lumea. Ce trebuie să facă? Aici mai trebuie să avem două componente, așa, domnul Zacman. Poți să avea un candidat foarte bun care să câștige, care, nu știu, să n-aibă calitățile necesare pentru a fi un președinte, sau poți să fie un tip care e foarte bun președinte, un tip, un om, o doamnă, nu știu, să fie foarte bun președinte, dar să nu câștige. Nu ies. În campanie... Dar ce trebuie să facă candidatul PSD în 2024 ca să câștige alegerile după un sfert de secol? Dați-mi voie să vă spunem asta după ce câștigăm, ce am făcut ca să câștigăm. Că rețeta de campanie, îți vă spunem la televizor acum... Bun, dar acum nu e ca și cum ați vinde secrete. Păi lăsați că nu le vând, că nu-i măcar nu vi le spun. Nici gratis nu vi le dau. Bine. Atunci, alegeri prezidențiale în care PSD și PNL să aibă un candidat comun, e posibil? Mă îndoiesc. Dar nu respingeți total? Am spus că mă îndoiesc. De ce vă îndoiți? Fiindcă nu... Asta ar asigura o nouă guvernare PSD-PNL până în 2028. Noua guvernare se va stabili în funcție de procentele câștigate în alegeri. Dacă unul dintre partide are 50%, o face el. Dacă un partid are 50%, dar ceilalți se susțin că există și guvernare minoritară cu susținere parlamentară, sau se va face alianță, hai să vedem ce iese în alegeri. Dar mai e până atunci, 2 ani de zile. Dar eu nu cred, dacă m-ați întrebat pe mine, nu cred în varianta unui candidat comun. La prezidențiale, dar liste comune la parlamentare? Nu, nici asta? Nu. Nu. Iertați-mă, PNL-ul are o doctrină, noi avem o doctrină. Păi, cu toate astea sunteți la guvernare împreună. Suntem la guvernare pentru țară, dar la campanii este altceva. Încă noi suntem amândoi poliste, noi astăzi la PNL, eu de la PSD, eu vreau să cresc pensiile, noi astăzi nu veți. Păi să rupi ștampila pe noi. Și cum o să faceți dumneavoastră campanie în 2024, când sunt 4 rânduri de alegeri, avându-i aliați pe cei de la PNL? Foarte simplu. Eu spun ce vreau să fac. Eu, dumneavoastră, spuneți ce vreți să faceți. Dumneavoastră, alegătorul votează pe unul dintre noi, ăla care câștigă, stabilește care e muzica.
Deci, deci nu se va rupe coaliția de guvernare până la alegerile din 2024, spuneți? Nu, nu. Eu credeți. Cred că nu. Nu. Că nu prea avem alte variante. Asta înseamnă că rotativa guvernamentală nu doar că e posibilă, dar chiar se va întâmpla. Eu și asta cred că se va întâmpla. Se va întâmpla. Da. Dar atunci cum vedeți mesajele transmise de liberali, de exemplu domnul Muraru, care este unul dintre apropiații președintele Klaus Iohannis, potrivit căruia premierul Nicolae Ciucă trebuie să rămână în funcție și din mai 2023 încolo? Eu am văzut după cea de-a declarație a domnul Muraru că nu a mai susținut nimeni. Ba, din potrivă, toată lumea s-a dezis de declarațiile domnului Muraru. A avut el o idee într-o dimineață când făcea duș. A și el dreptul la idei, nu? Deci nu-l luați în serios? Absolut nu. Deci, ca să tragem câteva concluzii, PSD și PNL vor guverna împreună până în 2024. Așa ar fi bine pentru România. Rotativa guvernamentală se va întâmpla. Asta este musai, fiindcă dacă nu se întâmplă rotativa, intrăm în alegeri. Alegeri anticipate. Păi, sau fac din nou PNL-ul cu USR-ul. Nu prea mai au voturi. Mă îndoiesc, da. Iar premier în 2023 cine va fi? Marcel Ciolacu? Marcel Ciolacu, azi când stăm de vorbă, da. Din partea PSD, Marcel Ciolacu. Da. Cum vedeți ascensiunea AUR în sondajele de opinie? Nu cred în sondajele de opinie care arată ascensiunea AUR. Aproape toate sondajele arată asta. Am înțeles. Noi ne-am mai certat, poate. Știți că eu sunt mai de asta cu nu cred în sondaje. Sondajele îți arată o poză a unei monede care se învârte în aer. Dar nu credeți nici în fenomenul AUR? Nu mi-e fenomen. E un tip de manifestare. E un tip de manifestare. Apropo de sondaje, spuneți-mi și mie cine l-a dat pe AUR câștigător la 10% la alegerile trecute. Mirel Pala, da. Nu, nici. L-a dat că intră în Parlament, dar nu la 10%. Deci, hai să mai vedem. Deci nu credeți că AUR va trece de 20%, să spunem? Nu. Și nici că va intra în finala prezidențială? Nu. În 2024? Nu vom avea o finală genul anilor 2000, Iliescu versus Vadim? Nu. Candidat PSD versus candidat AUR? Nu. Nu vom avea? Nu. Eu nu cred că va sta balonul ăsta umflat până atunci. Dar cum vedeți finala prezidențială din 2024? PSD versus PNL? PNL. Iar candidatul PNL ar putea fi Nicolae Ciucă? Da, întrebați-i pe domniile lor. Cum vedeți dumneavoastră? Nu, așa, mă interesează și candidatul lor deocamdată. Dacă ați fi fost acum premier, ce ați fi făcut cu UDMR după scandalul cu Victor Orban de la Tușnad? I-ați fi dat afară de la guvernare? Aș fi avut o discuție foarte serioasă aplicată cu ei și nu numai cu ei, și cu ceilalți parteneri de guvernare. Dar v-a deranjat atitudinea liderului UDMR, Kelemen Hunor? Nu total, fiindcă la un moment dat a avut dreptate și el. De ce a avut dreptate? Păi partea că nu pot eu să-l... N-am telecomanda să-i spun ce să spună, ce să nu spună, unde să spună. Orban și-a jucat o... electoral super, cum s-a dus el pe afară și națiunea maghiară și mai departe. I-a băgat pe ăștia localnici în ședință, offside. Da. Ungurii, nu mă poate nimeni acuza de mai simpatii, da? Dar ca să fim corecți cu viața, doamne, au fost foarte corecți în ultimul timp. La guvernare? Foarte corecți la guvernare. Deci i-ați reevaluat pe cei de la UDMR. Excese sunt și la noi și la ei. Au oameni care... Bun, trebuie doar tăiate aceste vârfuri. Bun, dar reacția statului român nu a fost cam palidă în acest scandal? Eu când am declarat atunci public că cei care nu respectă legea, fiindcă asta m-a salvat cumva sintagma asta de toate reclamațiile, că am cerut atunci la drapel, la, știți că era discuția cu drapelul, doar să fie respectată legea. Atâta tot. Legea care prevede că n-ai voie să abordezi drapelele altor state și așa mai departe. Da? Spune, hai să aplicăm legea. România este una dintre cele mai permisive și relaxate democrații nord-atlantice pe tema minorităților. În țări Uniunea Europeană care nu recunosc termenul de minoritate. Acolo ori ești nativ, ori ești nativ. Nu zic Grecia. Nu există cetățean grec de naționalitate albaneză. Sau română, că sunt și cetățean grec, punct. Asta e viața. Și văd că sunt primite în Uniunea Europeană. Noi avem, dar bun, fiecare țară cu istoria, cu istoria ei, da? Ce primea discuția, cine a fost primul, cine a prins primul lumina, cine stinge ultimul lumina și așa mai departe. Până în alta, asta e, ne-a pus Dumnezeu, trăim împreună aici. Da, fără exces. Deci cum vedeți guvernarea alături de UDMR în acest moment, față de perioada în care erați dumneavoastră premier? Poate am ceva, să zic așa, mă trebuiau mai multe lucruri... Mai bine gândite la Ministerul Sportului. Dacă câteva decizii în ultimul timp de... Nu înțelege nimeni. L-ați schimbat și pe Eduard Novac după Virgil Popescu? Nu, 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 nu schimb eu.
Dar cineva ar trebui să-l întrebe ce gândea poetul când făcea chestiile alea, știți? Sunteți nemulțumit de prestația sa ca ministru? Tată, v-am spus anumite lucruri și modul de raportare la sportivii cu performanțe deosebite și... Nu există numai not sau tenis pe România. Mai sunt și alți campioni la diverse alte sporturi. Poate de ce nu la șah? Nu tot sport. Sunteți jucător de șah? Da. Și urmăriți fenomenul? O, da. Și avem niște rezultate extraordinare, cu niște copii extraordinari, care câștigă niște meciuri absolut și niște turnee absolut spectaculoase și pe care nu-i bag nimeni în seamă. Da, avem două, trei sporturi unde, domne, acolo. Înainte eram nebun cu fotbalul, acum... Nu mai avem echipă de fotbal, da. Nu mai avem la ce, da? Nu mai avem cu cine face poza. Da, da, să mai crește un fenomen, gata, de mâine toți suntem, acum suntem toți notători. Jos pălăria, tot respectul. Pentru vă spun ca da. Brăilean, la unde au notător. Camelia Potec și da, de acolo, președinta Federației, da, Laura Sachelari, știți, celebri campioane, da, din Brăila, amândouă. Jos pălăria. Dar nu numai ei. Nu poți să te uiți numai la unul. Că campion mondial, vă spun, eu în Brăila am un tip care are 8 medalii de campion, are 8 titluri de campion mondial și 37 de titluri de campion european. E drept că la karate tradițional, dar e federație, e recunoscut de statul român. Înțelegeți că are 8 medalii de campion, 8 titluri de campion mondial? 8. Apropo de... 37 de titluri de campion european. Vi se pare că e puțin pentru un om? Deloc. Deloc. Ați auzit de el? Nu. N-am văzut nicio poză. Nicio poză. Vă spuneți, numește Cornel Mușat. Nici la guvern, nici la Ministerul Sportului. Nicăieri. Da? Da. Asta e reproșez. Bă, fii atent cu toți. Și cu generația asta care vine acum. Repet, de ce nu la șah? De ce nu la alte sporturi? Apropo de tineri și de generația viitoare, cum vedeți mesajele transmise de tineretul național liberal către PSD la școala lor de vară? Nu știu, emisiunea la dumneavoastră la ce oră se difuzează, ca să știu ce pot să vorbesc. Dacă e după 12 noaptea... Se dă în reluare după 12 noaptea, după 12 deci facem o ediție nocturnă. Am înțeles, fără bip. Reiau ce am spus mai devreme în alt context. Peste tot mai sunt niște zone cu mult potențial de a fi îmbunătățit. Deci apar pe o zonă mai mare la ei. Eu am văzut niște scuze din partea președintei de la Partidul de la Tineretul Național Liberal. Jos pălăria, venit s-a scuzat. După aia am văzut niște reacții foarte dure de la doamna Gorghiu, care i-a făcut mitocani, de la domnul Fenechiu, care i-a făcut... nu mai știu cum... Eu, cretin, ceva de genul ăsta. Amestecă băuturile. Am înțeles. Am înțeles. Eu dacă erau ai mei, îi dădeam afară în secunda a doua. Care zice, bă, cine a strigat asta? Zac, m-am și tu doi, am înțeles, ei de astăzi nu mai sunt membri PNL, să fac boș. Chestia asta, bă, înțeleg, se în cap, dar e copilul meu, încerc scuze, dar mai stă lângă mine. Lasă că poate mai urlă și mâine, dar mai cer totodată. Bine, acum, știți ce a fost cel mai frumos? Manifestarea a fost joi seară și vine dimineața s-a vorbit despre România educată cu ea în sală. Acum vă mai spun ceva, e treaba lor. Românii văd chestia asta. Și succes. Decid la vot. Pe succes. De altă parte, nici dumneavoastră nu l-ați dat afară pe Nicolae Bădălău din partid când a folosit aceleași cuvinte la adresa diasporii. Pot să vă întreb dacă domnul Nicolae Bădălău este membru PSD astăzi? Era la acel moment. Era. Acum e la Curtea de Conturi. După aia tocmai a plecat. Tocmai a plecat. Domnule Tudose, ultimul minut, mai am ultimă curiozitate. Bă, cum vă luați banii de la Parlamentul European? Pe card sau cash? Pe card. V-ați făcut card? Ne-am făcut card. Eu am avut card. Ați cedat, practic. Nu. N-am avut încotro. Dar uitați că vorbim din nou de card. Și vi-l arăt, nu știu, telefonul pe aici. Cardul. Eu n-am avut card sâmbătă, duminică, vineri, sâmbătă și duminică. N-ați avut card? Nu. Fiindcă banca la care sunt a avut o mică problemă IT și informaticieni și nu știu ce. Am sunat duminică. Eu trebuia să-mi iau un bilet de avion să vin de la Bruxelles la Strasbourg. Și ăla să ia cu cardul sau pe cont. I-a blocat. Și am sunat la bancă pe 00, nu dau numele băncii. Și mi-a răspuns o voce foarte dulce și foarte binevoitoare care mi-a spus că e o problemă, nu știe ce nu merge, dar o să anunțe la IT. Și că pe marți mă sună. Am scăpat telefonul din mână. Bă, voi sunteți sănătoși la cap. Și eu până atunci ce fac? Nu știu, nu-i problema noastră. Vă dorim o dimineață plăcută, convorbirea fiind înregistrată. Mă scuzați. Am un coleg aici, cu noi. Am stat aici, la Strasbourg, cu o săptămână, cu o bancă băștinașă din Belgia. O săptămână fără toate cardurile blocate.
că li s-a părut că e ceva suspect la bancă. Deci, știți care este? Cam tot nu v-ați împăcat. Ăla care n-are carduri. Am înțeles. Știți care este țara din Europa cu cei mai puțini deținători de carduri? Nu. O să vă surprind. Elveția. 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 Este țara cu cel mai mare volum de cash. Lumea preferă cash-ul. Da? Și cu cel mai mic volum de bani pe traficat cu cardul. De ce? Fiindcă n-au încredere în sisteme. Dar vi se pare că băncile sunt nedrepte față de oamenii uneori? Da. Eu mențin, da? Mențin, nu știu cele după aici, dar poate acum, na, nu mai știu unde amănunt, dar poate s-au mai îmbătățit lucrurile. Prin ce mai zic? Prin comisioane? Comisioane, dobânzi, mi se pare enorm. Atât de la Strasbourg, din plenul Parlamentului European. După pauză ne întoarcem în studioul de la București, unde comentăm subiectele săptămânii cu scriitorul Mircea Dinescu. Revenim! Bun găsit din nou, discutăm despre George Simion și Ion Iliescu cu scriitorul Mircea Dinescu, invitatul permanent al emisiunii. Bine ați venit! Frumoasă pereche! Ați urmărit nunta domnului George Simion? Urmărit e cam greu spus așa, dar m-am uitat așa mai când buton. Eu nu prea mă uit la televizor, în fine. Da, e curios că la această nuntă au pus botul mulți jurnaliști cărora li s-a părut că, bă, se schimbă lumea în urma acestei nunți. E o mișcare socială, de fapt, da. Aceasta. Adică, domne, și unii s-au și dus acolo. Și-au făcut poze. Au luat plață. Ideea este următoarea. Trebuie să privim cu umor toată povestea. Acea nuntă are două povești. Una că este un plagiat. După Corneliu Zelea Codreanu? După nunta lui Zelea Codreanu. Și al doilea este un fur de identitate. Îmbrăcămintea țăranului român a ajuns în spinarea unor ei care n-au nicio treabă, nici cu patriotismul, nici cu satul român, nici, înțelegi? Asta e fur de identitate. Să-ți închipui că acolo au venit zeci de mii de țărani români îmbrăcați în soalele lor tradiționale și au chefuit pe cinste. Nu! Bă, băieți de la servicii, bagabonzi după la alte partide care se lipesc acum, crezând că se întâmplă a doua minune de la Maglavit, știi? Și săracul Mirele și Mireața acolo, care s-au dat cu balonul, s-au umplut magazinele cu brânza lui Becali. Tot are ceva și tragicomic până la urmă, știi? Că acea nuntă a lui Zelea Codreanu, deci Zelea Codreanu a inițiat această mișcare, era o mișcare studențească la care au pus botul, ca să folosesc o expresie intelectuală, academică. Și Cioran și Eliade. Eliade. Adică au scris articole în ziarele... Ba, Cioran chiar a scris un elogiu la, după moartea lui Zelea Codreanu. Da, exact. Deci, bine, era acolo... Ei au venit pe ideea, domnule, clasa politică e coruptă. Cam ce și atunci trebuie să vină cineva făt frumos, călare pe un cal. Ăsta era și un bărbat frumos, Zelea Codreanu. De Zelea Codreanu, călare pe un cal alb, cu toți studenții ăia îmbrăcați în... aveau astea mantalele, nu mantale, cum se cheamă? Ilic sau nu? Nu, ilicul e mai scurt. Da. În fine, are importanță. Sumanele negre, sumanele, da. Alea, știi? Și erau chiar studenți, adică după aia au pus botul. Ce s-a întâmplat? A ajuns o chestie, o mișcare sinistră, dintr-o mișcare care a apărut salvatoare pentru România, cum ar veni de extremă dreaptă, anticomunistă, nu știu ce, și împotriva politicienilor corupți din România, care au devalizat România. Aia părea, mulți au fost impresionați, sincer, de acea nuntă, știi? Acum amestecul ăsta care a fost acolo, a amestecat brânza lui Becali cu frișca de pe prăjitură și cu nu știu ce, nu ține, știi, să fie... Degeaba, adică am mizat pe această zguduială sufletească a românilor, că vor vedea ăștia... Uite, domne, acolo este lumina și curățenia României. Și săracul a mai făcut și eroarea, după ce s-a terminat nunta, să spună,
da, ne gândim la niște președinți și dă o listă în care unii niște găinari fugiți de pe la PSD. Orlando Teodoroviu. Orlando Teodoroviu, Ecaterina Teodoroviu. Adică, bă, n-ai puțin fler, cum să... Păi iar o iei de la capăt cu ăia fugiți, că asta, toate partele României din băieți fugiți de acasă, de la alte partide, știi? Și cu banii din partid. Dar cum vedeți ascensiunea AUR? Ascensiunea AUR a pornit probabil de la o... iarăși de la o mișcare a unor tineri, că poate săracul acest domn inițial să fie avut în el o chestie, și profităm și de chestia cu Basarabia și cu... Că eu l-am văzut acum la un liceu, a făcut un liceu de mare... Lazar, adică cred că și Ion Iliescu a făcut tot la Lazar, nu? În fine, n-are important. El părea așa, de felul lui, așa, venind din străfundurile clasei muncitoare, că nu-l ajută nici și aspectul fizic, așa, ca să zic că e ca o frumusețe și se îndrăgostesc fetele, cum se îndrăgosteau toate studentele de Zelea Codreanu, știi? Deci, inițial, probabil, că a fost un soi de mișcare de asta a unor oameni frustrați, a unor tineri care, într-adevăr, nu își găsesc locul în această țară, că știi bine că se termină liceul și te duci să mănânci la mătă, că nu găsești servici. Tu știi că-ți vin la mine și până la cetate, domnule, îți știi, fata mea a terminat două facultăți, dar nu... Păi, nene, sigur că nu mai e, că iarăși revenim la... De ce au unii nostalgia comunismului? Că pe vremea comunismului... Prinde tot mai mult această nostalgie, dacă ne uităm păi în sondaje. Da, unele chestii, pe bună dreptate, că pe vremea aia, dacă terminai o școală... Bine, era și școala făcută în așa fel să vină băieții de la țară, care învățau pe rupte la mine în clasă. Cei mai buni erau băieți veniți de la... Vreau să scape de sărăcia din sat și să devină... Să-și depășească condiția. Terminai o facultate, chiar că București era un închis pentru marea majoritate, dar te duceai, eu știu, la Călăraș, primeai o garsonieră, erai inginer sau profesor, da? Aveai asigurat serviciu, aveai asigurat casa, te puteai însura dacă aveai o garsonieră, primeai două camere după aia dacă te însurai. Nu te costa mai nimic lumina, nu te costa mai nimic gazul. Păi, eu mai amintesc când am spus, dar o mai repet, că eu am venit cu această chestie. Pe stema României erau sonde, da? Braz, și dacă nu cumva și o hidrocentrală. Deci, România producea, își producea singură curentul electric, își producea singură motorina și benzina, avea fabrici de mobilă și de nu știu, nu vindea lemnul natur, cum se vinde acum, știi? Sau nu se dă unor austrieși care au făcut brudășaf cu președintele țării. Bun, deci e normală această nostalgie într-o perioadă când deschizi cutia de scrisori, țâșnește un șuvoi de scrisori de la lumină, de la gaze, de la dracu, de la primărie. Eu am scris și o poezie despre ea, cutia de scrisori. Pentru mine, cutia de scrisori era un simbol al comunicării cu și cu necunoscutul, că primeam câte o invitație pe vremea comunismului la un festival de poezie de la Paris sau de la Heidelberg. Și atunci deschideam cu mare emoție. E o cutie, e un plic. Sau îmi scria o iubită. Înțelegi? Sau eu îi scriam. Era o chestie frumoasă. Era și vopsită frumos, unde se găseau unele cutii de scrisori. Acum, cutia de scrisori e o formă a terorismului de stat. Te anunță că trebuie să dai statului ceva, știi? Și ești pasibil să primești și amenzi, mai vorbesc că vin amenzi de toate felurile. Și atunci, încă o dată, nevroza asta colectivă care bântuie România, că este o nevroză colectivă.
dovadă și numărul de sinucideri, dar și toată nebunia care se întâmplă în România, face o bună parte a populației să aibă nostalgia acelei perioade. Când dormeai liniștit seara, nu ți era frică, vine dracu nota de plată mâine și ce faci? Și n-ai bani. Da? Asta e problema cu nostalgia. Vă așteptați la o revoltă socială? Ținând cont eu cred că da, vor fi revolte sociale care se anunță. Da, da. Vor fi revolte sociale pentru că din păcate clasa politică nu numai din România, dar din întreaga lume nu mai e ce a fost și când mă refer ce a fost, mă refer la poate perioada interbelică, când și România avea policienii români, marea majoritate erau cu doctorate. Ăia prim-miniștri, toți la Paris, la Viena. Nu copiate. Ce copiate? Adică nu se punea problema plagiatului acolo, știi? Deci erau oameni, mulți erau oameni înstăriți, nu veneau acolo ca să ciordească ceva, cum se bagă ăștia, știi? Aveau unii meserii, erau mari avocați, erau tip care, cum era Tache Ionescu, când țineau cuvântare, înlemneau oamenii, înțelegi? Primar al Bucureștiului a fost la un moment dat și Pache Protopopescu? Nu, nu, și poate toți au fost, dar a fost un prozator român a cărui fiică a fost mare pianistă, bătrâna doamnă. Cela de la Francia? Cela de la Francia a fost primar al Bucureștiului. A fost un mare avocat. Era un avocat uriaș. Când veneau la tribunal de până alte orașe să asculte prelegerile lui de la Vrancea. Poate că aici greșesc că a fost și prima, dar nu știu că a fost un avocat ultra celebru. Deci erau oameni care în clipa când vorbeau în Parlament, încă o dată, nu s-auzea musca, toți erau. Arată-mi tu un polician care să te facă să, când stai la masă și bei un pahar, să în general să spunem, dă-mă mai încet televizorul ăla. Mă deranjează. Asta este discursul, dă-mă încet. Știi? Ori această dramă din România cu polițieni de proastă calitate, marea mai, mai sunt și câteva excepții, nu negri, dar e în toată lumea. N-ai văzut ce pițipoanca aia care este prim-ministru într-o țară nordică? Aia care se freca nu vă place, din Finlanda. Din Finlanda, săraca, știi? Mă, cum poți să pui genul ăsta de... Aici se răspunde de soarta unei țări. Fără glumă, îți spun. Bă, există... Arată libertate. Bă, nu de e vorba de libertate. Libertatea ta n-are legătură cu totuși. Bă, ai o responsabilitate uriașă. Să depindă existența unei țări, că ei hotărâri, dacă... Câte tunuri trimiți în Ucraina să rupă cu rușii acolo, câte... Ori au existat, uite, doamna de fier a... Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Asta mi se pare și asta e de trei lulele, știi? Noul premier al Marii Britanii. Da, e antipatică. Ăsta era foarte simpatic. Boris Johnson. Boris Johnson era o mare figură, știi? Era, genul de... om simpatic, avea și un discurs frumos, în fine. Chiar și președintele Americii de acum, e un bătrânel așa care probabil e manevrat din stânga dreapta, are o bubă cu FISO care cu corupție în chiar și în Ucraina. Ucraina, da. Sunt milioane de hectare vândute acolo pe dedesubt în Ucraina unor firme americane, adică e o chestie foarte eu mi amintesc că mi-era antipatic ăsta, purtătorul de cuvânt al lui Putin. Tot un moșulete de ăsta antipatic. Petkov, da, ultra antipatic, știi? Dar a venit într-o zi purtătorul de cuvânt al Statelor Unite și a început să plângă și el cu moacă de scroc. A plâns câți copii au murit. Bă, nenorocitul, dar câți copii ați omorât voi până Irak, până Afganistan, până Iran, până, înțelegi, în toată lumea, știi? De ce n-ați bocit și atunci, știi? Acum bociți, înțelegi? În fine, aici e o mare problemă, deci cu... nu mai vorbesc ce erau între cele două războaie și în Anglia, știi ce?
Ce clasă politică, da. Ce clasă politică, primul ministru... Churchill. Churchill. Știi că Churchill a luat și premiul Nobel pentru literatură. Știai? Da. Chestia asta. Erau geniali, înțelegi? Erau niște oameni de un prestigiu și de o... Încă o dată. Nu mai sunt acum. Niște nefericiți că și acolo devine... Până la urmă, chestia asta politică, că sunt corupți. Eu mi-amintesc când i-a trimis fostul prim-ministru al Angliei lui Adrian Năstase o scrisorică. Tony Blair, nu? Tony Blair. Erau socialiști amândoi. A ciordit de a rupt Tony Blair. Înțelegi? De la mitală ăla, știi? Dragă Adrian, vezi că vine un prieten meu, indian, nu știu ce. Lobby se numește asta, domnule Dinescu. Ce lobby? Păi și cât a luat, câte milioane a luat pe lobby și că la e și o chestie, o șmecherie și după ce nu mai sunt președinți, țin discursul, nu știu ce, și splătiți tot conferințe, da. Și mai ales de aia pe care ai ajutat în cariera ta, știi? Adică și unde? Nu sunt la pușcărie. Ar trebui, Tony Blair trebuia să fie în pușcărie de multă vreme. După părerea mea. Domnule Dinescu, în schimb, vedem politicieni care merg la deschiderea anului școlar și țin acolo discursuri. Cum vi se pare această prostie de a... Iară să furi bucuria copilor. Nu interesează pe copia... Pe mine m-a plictisit la știrile care se dădeau aici, că se tot dă cu... Deschiderea anului școlar. Da, cu deschiderea anului școlar a durat mult, dar mi-a făcut o mare plăcere să văd bucuria, reîntâlnirea dintre copii. E o minune, după știi? 2 ani, da. Și ăștia sunt și o generație mai destupată la minte. Erau foarte simpatici, știi? Și în toată chestia asta vine Iohannis cu mâna pe piept sau nu ține mâna pe piept, ține un discurs. Da? Vine și ministrul învățământului și descoperă o gaură în poarta de la de handbal. Și a stat acolo în jurul acelei găuri, știi? Și probabil el, ca ministru, voia să dea o definiție a găurii, că gaura are multe subînțelesuri și așa. E și un simbol al libertății și al dragostei și al ce vrei tu. Să te ia ca vițelul la poarta nouă a handbalului și să tot uită la gaura, nu mai venea să plece de acolo. Nu mai venea directoarea. Da, ce dracu, mă? Ăștia sunt oamenii că... În primul rând, nu trebuie să amestece chestia asta. Din urmă, școala să încheie așa, ar trebui să vină și când se dă vacanțe, să țină așa. Dar aceste chestii au devenit mult prea strânjenitoare, după părerea mea. Știi, să cântă imnul. Pentru ce? Ți-amintești când a început pandemia, cu ce a început? Cu mașinile de poliție. Cu mașinile de poliție cântând la ferestrele oamenilor. Deșteaptă-te, române. Deșteaptă-te, române. Am scris o poezie despre chestia asta. Și am scris și articol. Cum e posibil? Înțelegi? Am mai văzut la un spital de la Poiana Mare până anii 90. Erau două steaguri tricolore, spital de psihiatrie, unde pe vremea comunismului erau băgați oamenii care măriau împotriva sistemului. Știi, eu eram pregătit acolo, am ratat, că m-am întâlnit cu un director, nu mai e ăla care... Și domn Ginescu, v-am așteptat înainte de 89, mi-a făcut mare plăcere. Eu trec pe lângă spitalul ăsta de psihiatrie, mă duc, e un târg foarte bun la Poiana Mare, știi, poți să iei niște legume superbe, așa, oameni harnici, și era, la un moment dat scria și bine ați venit. Bine ați venit, rău ați nimerit, era o replică dintr-un film. Ce rău ați venit. Așa, cam asta e. Bă, nu cânti mă la fereastră unor oameni închiși în case cu forța, deșteaptă-te, române. Și mai ales când noaptea, când te culci, de ce să mă deștept eu la 12 noaptea și să cântă imnul ăsta cu un text foarte vechi, de altfel depășit de evenimente. Era scris de un poet nu prea talentat și, mă rog, atunci era deșteptarea națională, da, cu dușman, cu chestii, cu invocarea, să ieșim la luptă cu preoții în frunte, le dăm la mir dușmanilor. Ați schimbat imnul României? Da, sigur a schimbat. Eu am fost impresionat în Israel că am fost de vreo două ori, dar prima dată când am fost, seara m-am uitat la televizor. Și când se cheie programul, am auzit o melodie. Așa, nu. Și la un moment dat era un fragment din imnul Israelului. La, 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 la. Deci era un cântec. Dacă ți-este dor,
izvor, du-te la izvor, du-te la izvor și bea strop de apă rece până de dorul strece. Pe lor li se potrivea foarte bine, zice că i s-au întors la izvorul lor acolo în deșert după robia egipteană, după 2000 de ani, 3000 de ani. Dar era un fragment din Smetana. Smetana are opera unde a luat cântece populare din Moldova, din Țara Românească, din Ungaria, din nu știu ce, din Cehia, fine, și a făcut o chestie superbă. Deci ne-ar trebui un cântec de ăsta, încolo, să strămure sufletul de emoție, ce-i cu țara asta, știi? Nu o chestie, bă, suntem noi aia, înțelegi? Păi ideea, știi, că se tot spunea, România are un singur prieten, Marea Neagră, în rest, stați, bre, liniștiți, știi? Noi trebuie să fim prieteni cu toată lumea, știi, nu ne dăm acum și bățoși și... Da. Dacă ați fi ministrul educației și ați merge la o deschidere de an școlar, ce le-ați spune copiilor? Caragiale avea obiceiul, când trimitea o scrisoare, să încheie așa: fiți sănătoși și veseli. Copilăria trebuie să fie o, cum să spun, o insulă a fericirii și a veseliei, știi? Și într-un fel, sigur, poate când sunt mici, deși ei sunt atenți chiar și când sunt mici la probleme, că părinții ce vin acasă, ei nu mai dau de atmosfera la care am trăit noi, știi? Că eu când eram mic, așteptam prânzul, că făcea maică-mea o ciorbă de pasăre, făcea o tocăniță sau nu știu ce, eram obsedat de mâncarea, eram o familie săracă. Nu tăia găină decât duminica și restul mâncam scop, verzi, cartofi prăjiți, în fine, salate, dar că bunicul meu era grădinar, mâncam foarte multe legume, dar atmosfera aia de stat la masă, părinții de astăzi nu mai au timp să le facă copiilor mâncare. Că mai are servici, tata ai plecat, nu știu ce, și atunci copilul fie mănâncă la McDonald's, fie își ia nu știu ce, are o... a dispărut atmosfera asta. Foarte mulți tineri, de exemplu, adolescenți, nu stau acasă că n-au chef să audă părinții tot blestemând la sistemul ăsta, certându-se sos cu soție că n-au bani să plătească dările, facturile și nu știu ce. Și atunci ei se retrag într-o lume artificială, a muzicii, a distracției, a nu știu ce, și chiar și a drogurilor, și nu mai au legătură cu familia, ce se cheamă familie. La țară nu mai vorbesc, unde copiii au rămas pe mâna bunicilor, părinții sunt plecați, au nostalgia mamei, a tatălui, a nu știu ce, și abia așteaptă să fugă și ei din propria lor țară, da? Pentru că au fost încurajați românii să iasă la muncă, dar de fapt asta a produs o dramă pe care nu s-au gândit, drama copiilor, care n-au fost luați mare la început. După ce se mai încoțopenesc, mulți dintre românii plecați și au o casă în Spania, nu știu ce, și aduc și copiii, îi învață limba aia și nu mai se întorc, știi? Dar foarte mulți copii au rămas zdruncinați din acest exod. Totuși noi am plecat, mai mulți români sunt plecați decât ucrainieni. Înțelegi? Și unde au plecat? În necunoscut. Și ce au devenit? Din producător, culegător. S-au suit din nou în copac să culeagă portocale în Italia și în Grecia. Cum ar putea fi aduși acești oameni acasă? Imposibil? Acești oameni au câștigat bani. Din păcate pe noi, au băgat în bănci români și România a supraviețuit din banii celor plecați. Nu doar în bănci, ci chiar în familii. Așa, și pe familie. Păi de-aia au apărut în satele românești, o să râzi, găsești chioșcuri de schimb valutar. Eu când am văzut prima dată, am crezut că era într-o sâmbătă, acum vreo 3-4 ani, am crezut că e o sărbătoare populară, erau copii și bătrâni. Bă, o fi ceva sâmbătă, o sărbătoare locală, nu știu. Nu, se deschisese ăsta, chioșcul ăla de schimb valutar și copiii și bătrânii primesc 100 de euro, 200 de euro, nu știu, și de-aia la noi n-a fost o mișcare mai amplă împotriva sistemului, pentru că asta a salvat clasa politică. Faptul că 7 milioane de oameni s-au dus să muncească ca după un război, că de obicei după războaiele care distrug tot, pleacă unii de izbeliște, știi, să-și caute noroc în altă parte. La noi au plecat, au lăsat pământul, au lăsat tradiția și
E o formă fără fond statul românesc. De-aia nu mai sunt... Vezi acum, căminul cultural, ce crezi că e? Discotecă sau lactobar? Păi era o bibliotecă unde veneau copii de țărani și îi luau cărți de citit. În primul tineretul nu mai citește. Bine, a trecut pe computer, cum ar veni. Sunt o altă lume, dar pe de altă parte nu poți să existi fără carte, că în Occident a fost această explozie a chestii astea, a lumii, este artificială, dar te duci la târgurile de carte de la, eu știu, Leipzig sau de la... Frankfurt. Frankfurt și vezi sute de mii de oameni, milioane, în fine. Deci, ca ministru al învățământului, ai o responsabilitate uriașă. Nu trebuie să fii obsedat de gaura din plața de fotbal, știi? E o gaură mult mai dramatică legată de viața acestor copii și de mai ales de viitorul lor. Când vor termina liceul și nu vor ști unde să se ducă. Rămân întreținuți de părinți. Și atunci pleacă. Fug. Kellner la Londra. Sau, mă rog, ce mai găsesc, ce meserici mai e. Așa. Că e stratul foarte subțire de... Și pe aia deștepți, oricum nu ia Occidentul, că aud mereu la radio. Burse, nu știu ce, pare o chestie foarte frumoasă pentru România, beneficiază de nu știu ce. Primii 10 vor avea timp de 2 ani de zile, 1000 în America sau nu știu unde. Păi ea sunt captură, e plasa dată de capitalism care ia frișca de pe tort sau bomboană de pe colivă la noi. Rămânem doar cu coliva. Continuăm discuția după pauză. I-ați dedicat și o poezie, domnul George Simion. Le citim după pauză. Nu i-am dedicat, că nu-l pomenesc, nu mă... n-am nimic împotriva. Pomeniți, în schimb, localitatea unde a fost făcută nota. Am pomenit așa, nu m-am gândit eu că am... Are și un nume predestinat, Măciuca, e nume de sat, care se va răscula primul. Continuăm după pauză. După veni el la putere, da. Ne întoarcem. Am revenit, domnule Dinescu, până să pregătească colegii poezia. Aș vrea să ne întoarcem la politică, să vă întreb dacă în 2024 am putea avea o nouă finală de genul anilor 2000, cu PSD plus un candidat de extremă. Nu cred. Deci nu-l vedeți pe George Simion în finala prezidențială? Nu. Cred că și el se ferește puțin, știi? Că au mai pățit-o alții, știi, care au venit... Dar vreau și zis că culege de la orice partid, mă rog, o ciudățenie de altfel. Primul că nu știi nimic acum. Vorbim e prea de vreme? Da. Că nu se știe dacă nu mă apucă pe mine bâțul și candidez ca independent, pur și simplu, știi? Bun, și dacă nu ies cu atât mai rușinos, nu pentru mine, ci pentru cei care nu m-au votat. Pentru poporul român. Da. Păi, băi, Doina Cornea, cu Dinescu, cu Paul Goma, cu Dorin Tudoran și încă câțiva tineri din aia și unii neștiuți care au stat în pușcărie comunistă, au spălat obrazul poporului român, care a țopăit vreme de 10 ani, cel puțin, de-a lungul traseului prezidențial. Și omagii care s-au scris din partea scriitorilor și studente minunate, grațioase, care făceau din trupurile lor pe stadion figura sau numele lui Nicolae Ceaușescu. A fost ceva sinistru. A fost ceva sinistru și sigur că noi uităm chestia asta. Bun, asta e o chestie în stil popular, așa, strigături culese dintr-o curte părăsită în comuna Măciuca. Că acolo am o chestie cu portocala și unii au scris... Deci eu le public la mine pe Facebook. Perfect, și unii zic, Doamne, Dinescu, cu portocala... Păi nu, eu ziceam de portocal, s-a urcat în portocal țăran român, dar în portocalul din curtea altuia, în fine. Deci strigături culese într-o curte părăsită în comuna Măciuca. Aoleu, utui amaru, unde-i ia și țaru? Colondeal la artificii, la băieții din servicii și la aia groși la pungă care cred că țara e ciungă, o mestecă și o scuipă între două guri de țuică. Blestema sunt de arhanghel să culeg din fân sparanghel, să încaleg nu pe cal, ci pe un trunchi de portocal, boală veche de român să se înjuge la stăpân, să crească în bătătură 5 gândaci pentru friptură. E o zi de blestem țărănesc, așa a scris de țăranul analfabet din mine.
Dar v-a inspirat nunta lui George Simion până la urmă. Păi da, de ce nu dați și poza cu țăranul ăla de la 1907, știi? Păi da, tu crezi că în satul Măciuca mai sunt seara de sâmbătă sau duminica sau joia la clacă, fete îmbrăcate în costume naționale? Mai crezi că sunt horele alea frumoase cu lăutarii care... Ei aveau o viață superbă, într-adevăr, țăranul român nu era idilic viața chiar așa, dar nu își refuzau această poveste, știi, când se terminau cu culesul recolte, știi, toată iarna stăteau la clacă și la mâncau porumb fiert și beau un pahar de vin. A fost o viață și în zona asta a satului românesc. Așa au apărut acele cântece minunate cu autori anonimi, unele geniale, înțelegi? Nu mai apar cântece. Cine îmi spune acum să vină, uite domnule, uite un text acum de un țăran anonim din comuna Măciuca. Fii la comuna Măciuca și adun băieții după la servici să-ți opăie în costum național, oameni de afaceri. Dar de ce invocați tot timpul băieții din servicii? Păi da, fiindcă sunt implicați vrând nevrând. Și ce e aia să faci într-o comuna Măciuca și să vină un miliardar din București să vă dea brânză? Păi nu putea să mâncați brânză, mă, din satul românesc, să vă dea, cumpărați brânză de la ciobanii, de la Măciuca. Știi? E foarte, pare o nebunie, știi? Unul a dat de la București a dat brânza, unul de la Cluj a dat țuica, unul de la, nu știu, oameni de afaceri, știi? Păi ce treabă aveți voi? În general. Plus că, până la urmă, toată chestia era ceva între nuntă, spectacol ăsta de de sărbătoarea unei televiziuni și de pomană. Te duci să mănânci sarmale. Că gratis. Se dă de pomană. Ascultați Phoenix în tinerețe? Sigur că da. A fost un scandal acum, nu, și cu Nicu Covaci. Eu am cântat. Ați când cântat? Eram elev de liceu, aveam așa o, în clasa 9-a, 10-a, știi, erau la mare aia, hei, tramvai, cueta și tras de cai, și tu, șeic, îndrăcit ca un berbec, toate a fost la vremea lor ceva exagerat, timpul a trecut în zbor și lumea l-a uitat, da, da. A uitat ăștia, sau mai era canarul ăla, ei aveau niște mesaje extraordinare, cum era simbolul libertății, canarul. Stai să dacă ți-l gândi și mai. Canarul galben ca un gălbenuș, cu pene moi și ochii duși, cânta pe după sârmele de argint, cu pieptul gol și pieptul frân, canar micuți s-a părut, căzările ți s-au deschis, dar n-a fost doar decât un vis și totul a dispărut. Ideea, era un mesaj politic un foarte mesaj puternic. Politic, canarul care pare că e liber și nu e liber, știi? Deci, aceste mesaje, bine, în afară că au zis, mai sunt tineri care mârie împotriva sistemului în textele lor, dar au avut un efect năpratnic în zona tinerilor liceeni, știi? Deci ascultați muzică. Ascultam muzică, da, foarte tare, da. Din păcate, săracul, cum îl cheamă? Nicu Covaci. Nicu Covaci, știi? Eu știu, e la el o nostalgie să recupereze, e greu să-ți revii, știi, că există o dramă acestor mari cântăreți care nu și-au mai găsit un drum nou sau merge pe vechiul drum prăfuit și nu reușește și atunci cad în capcane de multe ori. Da. Trecem și la a doua poezie. Trecem, dacă o dăm pe literatură. Până la urmă cântăm și poate spunem poezii. Poate facem și o emisiune, numai da. Cu... literatura. Da. L-a puricat maimuțe, știi că ai văzut cum se purică maimuțe și prin ce și mănâncă purice aia, știi că aia conțin sânge, sunt foarte hrănitor. Și acum s-ar putea să apare pe lista aia
europeană, știi, de la comunitatea europeană, ce avem voie să mâncăm? Gândaci? Gândaci. Ați încercat, gândaci, să mâncați? Vreodată? Nu prea. Nu prea. Nu vă atrag chestiile astea? Mi-e greu, exact. Eu sunt totuși conservator din punct de vedere gastronomic. Gastronomic, îmi plac chestiile pe care mai bine le legătea mama. Deși are Arghezi, dar se potrivește. Are Arghezi o poezie foarte frumoasă. Zice unul, când îmi cade o muscă în ciorbă, eu ciorba fără vorbă. Zise altul, eu am alt soi de meșteșug. Eu scot musca și o sug și o arunc pe ea, nu ciorba. Asta fiindcă vine vorba. E, acum nu mai se suge musca, se mănâncă. Conform deci, normelor europene, da. Aici e o poezie cu accente sociale la ce s-a întâmplat în pandemie și la ce, aici, ce se întâmplă acum cu lumea asta nebună, cu mâncatul gândacilor. Și sună așa, l-a puricat maimuțe. Trimite buba neagră în vizită la noi. Să auzi, o sfinte doamne, poliția cum cântă sub geamul nostru imnuri de slavă cu eroi căzuți la datorie, beți mangă la o nuntă. Ne-om cufuri cu fală în codri verzi de brad și ne-om clătină dragi în râuri de mătase, zeamă de varză curcă în turbină la bicaz, că țara e mahmură și strigă, stați în case! La noi atâția fluturi de mântuială sunt și dacă ori din mâine-i halim în fața porții și o reși chiar viermii căinței din mormânt de frică să nu-i pape acum pe dânsii morții, că s-a deschis o listă gurmandă de gândaci în care nu se știe cine pe cine roade, ne vom retrage în peșteri și vom urca în copaci să puricăm la cină strămoșii cum se cade. Deci, măi, este o nebunie să știi ce se întâmplă în lumea asta. Păi cum? Într-adevăr, numai Neanicu avea un ministru al sănătății care ne indica ce să mâncăm. Adică era, nu știu cum, științific, mâncatul științific. Să-mi spună mie de la Bruxelles să nu mai pun borș în ciorbă. E o prostie fără de margini. Măcar această libertate de pe masa noastră, știi? Dar nu vă spune asta, domnule Enescu. Vă spune dacă vreți mâncați borș, dacă nu puteți să înțelegeți ce gândaci. Dar pe gândaci de nenorociților. Deci eu le public pe Facebook-ul meu, așa. E o formă de protest, nu știu câți. Să uită, destul de mulți. Aveți mulți urmăritori. Am mulți, da. Dar, pe de altă parte, eu n-aș fi crezut vreodată. După ce eu am scris și poezii împotriva sistemului, eu am reușit să public, cred că ți-am recitat aia cu dosarul meu crește ca aia scrisă pe vremea comunismului. Dosarul meu crește ca pâinea bună, se umflă, pârie, dospește lin, iubit-o vom petrece împreună sub streșinile lui de vinilin. Ia și părinții ca să nu fim singuri, ia și umbrela pentru orice risc. E toamnă în vorbe și ne plouă în linguri și cald din pomii agenții de la fisc. Asta e scrisă pe vremea lui Neanicu, am reușit să o strecor încă. Eu am publicat multe, că eu i-am obișnuit cu un anumit stil, așa, și ăștia treceau cu vederea. Și unii, trebuie să spun, dintre cenzori, mă simpatizau. Pentru că am pățit chestia asta. M-am întâlnit cu unul, era cenzura mare, așa, și mi-a apărut cartea, nu mai știu care, Rimbaud, Negustorul, sau nu știu. Ziceți, domnule Enescu, v-am citit cartea. Nu mai am spus altceva. Și m-a strâns de mână, nu mai îmi dădea drumul. I-a plăcut. În fine. Deci și securiștii citeau. Și securiștii. Unii și scriau, unii, să mă știi. Rog, să nu... Fără ce scriau? Rapoarte? Nu. Deci mulți dintre securiștii care s-au ocupat de-a lungul anilor de Uniunea Scriitorilor au devenit scriitori cu timpul. Fără glumă. Cum cei care, securiștii care se ocupau de masoni, înainte au devenit de masoni. Au devenit, nu, șefei masonerii. Acolo era mai simplu, da. Adevăr. Da. Deci, nu, ei se impregnau cu chestia asta. Și, dar trăim vremuri de... Deci candidați la prezidențiale? De pe o platformă niciun de stânga? Vreau să mor liniștit și fără tam-tam și fără imnul național și fără participanți. Nu invit pe nimeni la moartea mea. Eu am spus, numai... Păi nu mai depinde de dumneavoastră. Ba da, pot să lași pe un testament. Nimeni, niciun, nu vreau să participe nimeni. În primul rând, la cât gunoi s-a aruncat peste mine după 89, mai ales în primii ani atunci, ți-am spus că în loc să fiu cu Doina Cornea, așa,
Ion Ilescu, care a zvârlit cu Steaua României peste mulți bandiți și criminali, mie nu mi-a dat o de-asta în piept. Tu știi? Dar o interacțiune directă cu Ion Ilescu, nu vorbesc de 89-90, ci apoi, după ce a ajuns el președinte, poate chiar după anii 2000. Foarte rar. Nu, n-am avut, pentru că am scos revista asta, Academia Cațavencu. Dar venea la balul Academiei, nu? Nu venea. O singură dată a venit, pentru, după câțiva ani, adică după, cred că în a doua lui descălecare, știi? Da. Că mulți mă întreabă, ce-ați făcut atunci? L-a lăsat pe Iliescu să ia puterea pe 22 decembrie. Bă, voi l-ați lăsat, că voi ați ieșit în stradă. V-am zis să ieșiți în stradă. De ce l-ați lăsat? Și de ce l-ați votat a doua oară? Nenorociților. Eu l-am făcut, el v-a făcut pe voi. Dar n-am avut cu el ambasade, știi? Afinități. Da. Pentru că el s-a supărat în primul rând. Pentru... era o revistă, că lumea nu era obișnuită. Mai ales în societatea din anii 90. Jur, să faci caricaturi cu președintele, să faci miștocă reală și nu știu ce. Tu știi câte mii de scrisori primeam la Academia Cațavencu în anii 91, 92, 93. Vă certau oamenii? Mamă, nenorociților, vă rușine, vă bate joc de acest om minunat, nu știu ce. Care salvează destinul țării. Nu știu ce. În fine. Pe atunci se scria în presă încă cu domnul. Domnul Ion Iliescu a făcut domnul. Da, da, bine, era o chestie, da. În fine, după aia, nu știu, nu. Cred că inițial el m-a simpatizat, dar pe urmă credea că o să mă fiu și eu a treia roată sau a cincea roată la căruță. Nu. Dar ce credeți că ar spune Ion Iliescu despre un candidatul de stânga, Mircea Dinescu? Păi eu sunt mai de stânga decât toți ceia din Partidul Social-Democrat, pentru că eu nu pot să uit de unde am plecat, din cartierul lumpen proletariat în care am trăit. Nu pot să uit chestia asta. Și mă uit și acum cu duioșie la oamenii ăștia mărâți și cu oarecare vinovăție, că le-am dat și eu iluzia că se va schimba lumea în bine, știi? Și nu s-a schimbat în bine. A dovadă că în toată lumea, acum nu mai e războiul rece, că se spune că e al doilea război rece, e războiul cald. Că pe vremea războiului rece nu se bombardau rușii cu americanii cu mâna altuia, știi? Deci această poveste cumplită legată de Ucraina a reușit, și aici din păcate mâna americană a reușit să unească anumite țări care te gândești cu groază la un moment dat. Coreea de Nord, China, Rusia, Iranul, în aceeași barcă. Asta a reușit diplomația americană să facă. În loc să fi lăsat, băi, băgați-i pe rușii în NATO și ai scăpat de teroarea bombei atunci, că n-are voie să... Deci se putea, dacă aveau niște diplomați deștepți, se putea face, știi? Așa îi aruncă la un pol de ăsta cumplit și, pe de altă parte, nimeni nu vine cu o soluție. Știi că ăștia toți spun și domnule, vine, o să fie și mai rău de... era o strigătură comunistă. Foaie verde de Dudău, o să fie și mai bine. Cam așa este. Păi stați puțin, adică ce mi-arată ei că Neamțul trece din nou la sobe cu lemne și o să văd, eu am mai spus cu mare plăcere, să văd pe aia pe Berlin cărând în spinare crengi cu un cară de 30 de ani amărâți de la cetate. Sunt niște bătrâne țigăni, săracele, că nu vor să li se spună rome acolo, care cară crengi. Așa. Se încălzesc. Dar se încălzesc. Măcar munca lor este... O să cărăm și noi crengi pe aici. O să veniți la televiziune, fiecare aducem câte o crengă, îți facem cald aici în studio. Nu sunteți cam nihilist? Nu. Nu, dacă așa continuă povestea, știi, cu scurmatul în jerăgai, știi, se aprinde lumea, știi, o să ne încălzim la bombele atomice. Ca să încheiem subiectul Ion Iliescu, că tot rămăsese restant, da, dintr-o altă emisiune, va ajunge să fie condamnat? Nu, e o prostie asta, n-ai pentru ce să... El, greșelile lui sunt de altă natură, nu legate de zilele alea de la Revoluție. Deci fi tâmpit, în primul rând, e o chestie incontrolabilă, orice mișcare, orice revoluție, nu poți să o judeci la rece, înțelegi? Că așa ai...
distrugi ideea unei mișcări revoluționare, spontane, sau mă rog, cum vrei să-i spui, o revoltă, a revoltei. A fost o revoltă în care el ce avea nevoie să omoare, că era iubit încă de la început, de, ca dovadă că au fost și reales. El a greșit că a readus eșalonul 2 și, și din Partidul Comunist și din Securitate, înțelegi? Și pe ideea unui om cinstit și sărac, a patronat cu cinstea și cu sărăcia lui o fabrică de ciordeală în România, care a privatizat, cum a privatizat România, de s-a ales praful de industrie, de agricultură și nu numai. Domnule Dinescu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, am ajuns la final. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic.